Zilele municipiului Vatra Dornei au început pe 16 iulie și nu s-au terminat încă. De joi, în fiecare zi la Dornea, au avut loc diverse manifestări cultural-artistice dedicate zilelor municipiului. Principalele puncte de atracție sunt cele două festivaluri naționale pentru copii și tineret, unul de muzică ușoară și unul de folclor organizate de Clubul Copiilor din localitate cu sprijinul primăriei Vatra Dornei. Primul eveniment a fost cea de-a 21-a ediție a Festivalului Național de Interpretare Vocal-Instrumentală a Muzicii Ușoare pentru Copii și Tineret, Muz Ritm. Iată, am ajuns la cea de-a 21-a ediție a Festivalului de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret, Muz Ritm. De asemenea, săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, vom avea cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Folclor pentru ansambluri folclorice, Dorna Plaie de Joc și Cântec, cea de-a 8-a ediție, în memoriam profesor Gavril Moroșan. Suntem încântați, onorați că de câțiva ani cele două evenimente pe care noi le organizăm sunt incluse în cadrul zilelor municipiului Vatra Dornei. Cred că acest fapt reprezintă calitatea evenimentelor pe care noi le organizăm și impactul pozitiv pe care le au asupra comunității locale. La Vatra Dornei au cântat tinerii artiști, dar și cei consacrați, cunoscuții artiști de muzică ușoară și populară au urcat pe scena din parcul municipal, în spațiul dintre izvorul Sentinela și Casino. Cum stați cu banii? Bine? Ia să vă. Prima zi când am cunoscut, mi-a spus că mai ales, fiindcă mai plăcut. A doua zi am început să văd cine e. Dacă aș fi dat drumul la microfon cu 15 secunde mai devreme, l-am fi prins pe Ionuț Ungureanu, solistul de la Provinciale, cum cânta piesa de la Accent, de la Accent și Lidia Buble. Bine ai venit la Vatra Dornei, bine ați venit la Vatra Dornei. Discutăm doar cu tine în calitatea ta de solist și purtător de cuvânt al trupei. Să știi că de mult am fi vrut la Vatra Dornei, au fost câteva conjuncturi în care acest lucru nu s-a putut, dar să știi, Ionuț, că în 2015, într-un oraș ca Vatra Dornei, care găzduiește două evenimente foarte mari peste ani, Sărbările Zăpezii Iarna și Zilele Orașului Vara, sunteți o premieră, o trupă care n-a concertat niciodată aici. Da, e prima dată, bună seara, bine v-am găsit. Și pentru noi e tare interesant să vedem ce se întâmplă seara asta la Vatra Dornei. Mărturisesc că n-am mai fost de foarte multă vreme la Vatra Dornei, nici ca turist sau în orice altă conjunctură. Să ne bucurăm din suflet că am ajuns în seara asta. Văd că lumea e foarte veselă, iar noi, dacă știți sau nu știți, vă spunem noi, suntem sinonimi cu distracția, așa că n-are cum să nu iasă nemaipomenit de bine. S-a cântat ziua, dar și noaptea, și pentru ca toată lumea să fie mulțumită, au fost de toate pentru toți, de la muzică ușoară până la cea populară. Chiar mă simt onorat să fiu aici la Vatra Dornei, chiar dacă mai fost prin zonă, la Vatra Dornei sunt pentru prima dată și mă bucur că văd un public numeros, un public care îi place folclorul nostru, pentru că folclorul noi trebuie să-l prețuim, pentru că avem cel mai frumos folclor din lume. Și vreau să vă mulțumesc vouă pentru invitație, pentru că datorită vouă sunt astăzi aici, să cânt cele mai frumoase melodii imprimate cu lăutare și maestru Bot Gros. Eu mă simt foarte bine la Dorna de fiecare dată când mi se strigă. Eu răspund prezent, pentru că Dorna pentru mine este mai special, așa, un oraș mai special, pentru că aici vin să fac ski, aici vin, am prieteni foarte mulți, printre care domnul primar, printre care Doru și mulți alții, toți pe care iubesc și care, da, și toți cei care ne admiră, acum ne admiră domnul primar. Te admiră și ne privesc, da? Domn primar, ați avut așa o premieră la ziua noastră de înaltă clasă. Așa este, am spus de la intrare că a dus soarele la Dorna. După o ploaie torențială ați văzut cum s-a schimbat programul și totul a ieșit excelent. Unde Matilda apare, soarele răsare, știi cum e? Asta e, floarea muzicii, cum am zis și mai înainte, este adevărat, rămâne misul muzicii populare și a tot ce e frumos. Misul ufane. Și nu se întoarce, maestră, asta e viața, n-ai ce face, mă!
Astfel, stațiunea de la poalele dealului Negru va fi în sărbătoare până miercurea viitoare, atunci când Festivalul Național de Folclor își va desemna câștigătorii. De la Vatra Dornei, Doru Bighiu și Liviu Timiș.